despre autor și despre carte. Ne vor vorbi invitații domnii sale, domnul Radu Borcea, prozator și publicist, și domnul Gheorghe Stroia, poet, prozator, critic literar, publicist și editor. Înainte de a da cuvântul autorului, am rugămintea să-mi îngăduiți să citesc o strofă care a fost pe sufletul meu. Eu tot spun că este o strofă rugăciune din volumul domniei sale. Poezia se numește Planeta Iubirii și strofa este, așa cum v-am spus, cred că o rugăciune de suflet. Doamne Sfinte, mereu ne dăruiești și ajuți. Recunoștința a ajuns floare rară. Deschide-ne inima, ochii, întărește-ne. Întru fapte bune, în înțelepciune, omenie. Pentru îndepărtarea fără de legilor, a războaielor. Pacea, armonia, înțelegerea să devină pentru toți, pâinea zilei, hrană vie și sfântă. Și rupând lanțurile nerușinării, lăcomiei, desfrâului, să redevenim ascultători, drepți și iubitori. Autorului care va modera evenimentul de astăzi. Mulțumesc! Pentru mine, bine ați venit, vă îmbrățișez spre dumneavoastră frumos și am deosebită bucurie să prezint astăzi, la cea de-a 15-a ediție a Târgului de Carte Focșani, un eveniment deosebit, o carte de suflet, ultima carte, de fapt, Zâmbetul Veșniciei. De fapt, vreau să ratez această ocazie de a fi prietenul dumneavoastră la acest târg și nu numai la acest târg, de când mă știu, am prețuit și respectat cartea, biblioteca, pe cei care răspândesc cuvântul prins de calitate, cel care zidește suflete, care face ca omul să fie acea ființă divină, acea ființă care este, după părerea mea, cea mai frumoasă ființă de pe pământ. Fiindcă noi suntem îndestrați față de toate celelalte ființe cu conștiință de sine. Conștiință de sine cu dorinți care le putem îndeplini acum și dincolo de această viață trecătoare. Vreau să mulțumesc doamnei director general, doamna Raluca Poian, pentru că de fiecare dată am învestit și a organizat împreună cu un altul colectiv, și nu o trebuie să spun, că vă iubesc, multe, foarte multe proiecte culturale, nu numai culturale, în favoarea vrânceanului, a omului, iubitor de carte, de lectură, iubitor de lumina cuvintelor scrise. Felicitări și vă doresc în continuare să aveți aceeași putere de muncă și dăruire, pentru că sunteți o instituție fanion, aș putea spune, în Vrancea, care cultivați cele mai frumoase sentimente a omului față de semenul lui. Mulțumesc frumos! Atâtea aplauze sunt pentru aceste minunate ființe care ne sunt aproape și care duc faima Vrancei dincolo de cotarele țării în întreaga Europa și lume. Cred că astăzi ne putem bucura și este și o sfântă sărbătoare, să ne bucurăm împreună de câteva clipe frumoase împreună, amintindu-ne că poezia este regina literaturii și că poezia este cea care ne aduce multe emoții în suflet, bucurie și mai ales ne face să fim mai buni, mai iubitori față de cei de lângă noi. Eu zic să începem întâi și cu un cântec, avem aici în mijlocul nostru și de inginerul Victor Teodor Iliescu, care am aplicatea și dorința să ne prezinte câteva cântece pe propriile versuri. Cântecul se numește Pe potecile cerului, din volumul Zâmbetul Veșniciei.
De fapt, se numește poteci în fiecare de noi. Și fiecare e un măgăritat sfânt. În această viață, în această experiență pe care trebuie să o trăim, în această viață plicătoare, te pregătim pentru să ajungem pe aceste scările cerului, la acele poteci cerești divine, care de fapt ne duc către eternitate. Eu cred, și nu știu dacă greșesc, cred că omul este nemuritor. Cred în sufletul nemuritor al omului, în eternitatea cerească. La un moment dat, Iisus Hristos spunea că toate vor trece, și cerul și pământul, numai cuvintele mele nu vor trece. Dacă vom înțelege că educația, cultura și credința sunt trei elemente fundamentale în menținerea noastră ca ființe care ne s-a dat pământul să-l stăpânim și să ne bucurăm de viață, va fi exact cum spunea dumneavoastră, doamna Mariana, va deveni planeta un rai, o planetă a fericirii sau a iubirii. De fapt, asta este și sensul și rostul vieții de pământ, iubirea. Să transmitem iubirea către generații care vin și să rămânem în interiorul ei. Am bucuria, fiindcă astăzi trebuia să mai vină încă două persoane vețe, vorba despre domnul profesor Geo Călugăru, de care deja avem și cunosc foarte bine. Este scriitor, poet, dator, critic, fondator de reviste din București, în schimb este... Brâncean de naștere. Jumătate, 50% este brâncean, dar mama e din Franța și din zona Jodului și m-a rugat să vă transmit felicitări și să vă îmbrățișez prefește pentru că dânsul este arăcit de câteva zile, tușește și vă dați seama că nu puteam. Chiar l-am rugat, nu veniți domnul Geo, fiindcă nu vrem să fie probleme. Și doamna Cezarena Damescu de la Galați, pe care o cunoaștem cândva, acum mulți ani în urmă, eram colegi de cenacul la un cenacul din Galați, Arionda, de 3 luni n-a mai coborât, deși mie mi-a promis că poate să vină, de 3 luni n-a mai coborât, a sperat să vină, să iasă, cu două picioare îngrozitor. N-a mai coborât pe pământ, dar ea este acolo. Din bloc, de la etajul 9, da. S-a subînțeles că mi-a coborât, fiindcă are probleme cu picioarele, dar m-a rugat să vă transmit gândurile sale bune și felicitări pentru că la Focșan se organizează un club de carte așa de frumos și reușit și că mi-a făcut prefața la acest volum. Am mai scris despre mine și despre alte volume și că atâtea zeci de pagini când sunt aici, vă dați seama dacă aș citi, v-aș fi pisit și nu-mi permit. Au vorbit prea frumos, prea apreciat de deosebite. Las pe cititori să-și dea cu părerea, fiindcă așa mi se pare corect. Și în schimb am aici doi distinși prieteni, colaboratori și oameni de ispravă, cunoscuți în dumneavoastră și țării și nu numai, și în străinătate, domnul prozator, publicist de vocație, cum place mie să spun, domnul Radu Borcea, care a scris câteva mii de articole și știți, a fost director și de ziar, și are câteva volume deosebite, care de fiecare dată mi-a plăcut să vorbească, să citească și să vorbească despre cărțile mele. Amintesc că la un tur de carte, la Sala Balada, chiar unde era și doamna profesoară, Dumnezeu să ierte, de poeta Nagafia Drăgan, la un moment dat, sala nici mă așteptam, așa de mulți au fost, când era directoare doamna Teodora Fântânaru, așa de încântați erau de să asculte și să fie atent la cuvinte, la versurile din carte. Vă rog, domnul Borcea, să spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc. Ambianța creată de gazdă mă inspiră să vorbesc despre cartea de Cernel Marin. Desigur, mă inspiră, în primul rând, lectura tuturor cărților pe care le-a scris domnul Cernel Marin de-a lungul timpului. Aș începe cu o referire la titlu. Și nu întâmplător că autorul Iliescu a ales acest poem să-l pună pe note. Un profesor de-al meu,
din facultatea de jurnalism, Alexandru Tănase, care semăna, vă rog, suntem care semăna la chip așa, chiar vă rugăm. Da, care semăna la chip așa cu marele dirijor Sergiu Celibidache, ne spunea că omul vine pe lume plângând pentru că știe ce chinuri ne cazul așteaptă pe lumea aceasta, iar atunci când pleacă, pleacă și zâmbind. Sau spune ceva care rămâne pentru eternitate. Nu vine și greu și ușor să vorbesc despre domnul Daniel Marin, despre creația lui literară. Îl cunosc de foarte multă vreme. Îmi vine ușor să vorbesc pentru că știu opera, dar îmi vine foarte greu să vorbesc pentru că trebuie să selectezi, să sintetizezi în 10 minute sau cât vreau vorbim, ce să spun despre ceva care să rămână și în memoria dumneavoastră. Domnul Marin este un scriitor prolific, complet. Vedeți, a adunat în acest volum câteva poeme extraordinar de frumoase. Dar, în primul rând, are un CV impresionant. Deci, dacă citiți aici la date biografice și veți vedea câte volumi a publicat, vă întrebați când a avut timp să le scrie. Când a avut să mediteze, în primul rând, și să scrie, pentru că am o vorbă și mai întâi s-a născut cuvântul. Mai întâi a fost gândirea. Ca să poți să scrii, trebuie să gândești. Iar omul s-a civilizat în momentul în care n-a mai luat piatra de jos să dea în cap vecinului, da? Și în momentul în care a început să conștientizeze că trebuie să trăiască în societate în armonie cu femeile. Este impresionant. Este impresionant ce a putut să scrie în prezent domnul Enel Marin. Este impresionant nu numai ca număr de volume apărute, ci și numărul de reviste în care a publicat. Sunt cu zecile, pe tot cuprinsul patriei. Textul de al domnului se găsește în reviste de peste hotare, pentru că are cunoștințe în lumea unor oameni foarte bine instruiți. La Cleo Cătrisian Bălan din America, un scriitor formidabil și un savant. Dumnealui este, a zice, mai bine cunoscut în București decât în Vrancea, pentru că acolo se mișcă într-un cerc de oameni de știință, dumnealui fiind inginer la de profesie, inginer topometrist și ofițer de armată. Ofițer de armată, colonel în rezervă. Este impresionant numărul de cronici făcute de scriitori pentru opera domnului Enel Marin. A amintit aici de doamna de la Gavas care n-a putut să vină, dar acum vreo 10 ani de zile a scris un editorial foarte frumos despre Enel Marin, intuind că va avea o carieră literară foarte bogată. În această carte se găsesc peste 100 de poezii. Unele sunt poeme în toată regula. Când spun poezii, mă refer la cele care ocupă o pagină. Poemul este mai dezvoltat, mai vastă. Da? În această carte, domnul Enel Marin a scris sau a dedicat poezii foarte multor oameni apropiați, prieteni, celor din familie și foarte multe poezii dedicate Prințului Astral, care n-a fost și nu este altul decât fiul său, care nu mai este. Este în sală soția, domnul Marin. Îi dedic o poezie și vreau să o citesc. Iubire neprecătoare, stea căzătoare, fiecare om plutește peste timp neconvingător. Din cămările inimii pornesc vise, podul de doruri către porțile cerești. Și câte se întorc apoi pe planeta albastră? Nemărginirea este dar dumnezeiesc, nimeni dintre noi nu-i mai presus ca tine, de tine. Domnul al puterii, slavei și iubirii,
Uneori târziu ne dăm seama de miracole că noi înșine ne suntem miracolul al tău, femeia născătoare de Dumnezeu și mai prunci, stea căzătoare în lumina cea veșnică, tumor pustiu de șertăciune, freamăt ca firul de iarbă cu torbă de amintiri, lacrimi ale sufletului ceresc, speranțe în sănătoșire și zâmbetele lumii, la porțile vieții cresc ca anotimpurile, zice metafora, la porțile anotimpurilor. Înfloresc pomii luminilor, altă metaforă, simfoniile actuale, bolele cu siul din noi, așteptând vindecare. Vindecarea, vă dați seama despre ce este vă făcut înainte. Și fiindcă amândoi au dat viață unui copil, prințul Astrau, am să citesc în față, în față, vedeți mama care naște fiul, dincolo de capătul lumii, candela sufletului, fiul Bogdan, în haine de lumină a urmat steaua sa de caldă lumină. În clipe de răgaz, trimise raze de lumină, mugurii iubirii, ca să înflorească mângâierea crinii neuitării. Domnul început de el se înalță, aduce roadele bucuriei. Dorea ca iubirea să zboare prin curțile casele tuturor oamenilor, a dorit sens vieții armoniei, zâmbete cu pacum de nori. Tăcut în păcat cu sine, a plecat și a rămas făclie ce arde în trunchul cuvântul pe care îl dedică tot timp, cu moară vie nemuritoare. Super poem, încinat, eu. Vreau să mai zic că, de fapt, cu asta trebuia să încep. Vă rog, 40 de ani în urmă, m-am trezit în redacție cu un om. Eu îi cunosc familia. Din, din geamă, nu mai cunosc ca un cu frate, cunosc din surarea. Să zic, ce, ce caut omul ăsta? A venit azi, a venit și săptămâna viitoare, a mai venit și altă dată, și altă dată, și s-au mulțit vizitele la redacția de azi. Din moment ce trece așa de omul ăsta, înseamnă că este interesat de cuvânt. E scris. Ca pe urmă să aud că a debutat, nu știu, da? A debutat. Iar în momentul în care a scos revista Bogdania, o revistă care găzduiește, o revistă este oricare revistă, din toate colțurile lor. O revistă este cu atât mai interesantă și mai bogată și mai plină de conținut, cu cât are colaboratori de marcă. Uitați-vă pe colectivul de redacție al Bogdaniei și vedeți câte personal sunt acolo. Extraordinare. Asta înseamnă că știe să-i atragă, asta înseamnă o compatibilitate între autor, dorința lui de a scoate revistă și orice colaborator se duce la revista care are deschidere. Deschidere către iubire, către prietenie, către pace, pentru a arăta ceva bun. Ce am mai remarcat? Și este un lucru formidabil. În revista Bogdania se găsesc câțiva autori din Republica Moldova, din nu zic Basarabia noastră, pentru că Basarabia, o mai spun de atâtea ori să înțeleagă toată lumea, nu este Moldova toată de peste frunt. Basarabia este Ismail Cahul și Bolograd, sudul Basarabia, asta este. Trebuie să spun. Moldova lui Ștefan cel Mare. Toată și din coace de Carpați. Se găsesc câțiva autori de marc. Nicolae Davila, academicianul care a murit în vara asta de COVID. Un om extraordinar. Și am intrat în posesia fiind membru al Bunăzii Alistelor Profesorului din România, am intrat în posesia a trei volume pe care le-am primit de la București. Un volum al lui Nicolae Davija, Înainte de moarte, un volum al lui Piero și un volum al lui Dumitru Marcos. Autorii de care vorbeam, deci unii dintre ei sunt găzuiți și în revista Bogdania. Dar foarte interesant, doi oameni formidabili, între care unul nu mai este în viață, Nicolae Măcaș, care a fost ministrul educației și învățământului din Republica Moldova, imediat după obținerea independenței, după destrămarea URSS-ului, un om extraordinar, scrie sonete, scrie poezii, un mesaj tulburător. Iar al doilea este Ion Ungureanu, care a fost ministrul culturii, de o statură impozantă și aproape 2 metri, dar de o statură intelectuală impozantă. Acest Ion Ungureanu, prezent în revista Bogdania, zâmbetul pânășiei face parte din Bogdania, să știți. Așa. Acest Ion Ungureanu
a fost un actor și un regizor de talie mondială, unul dintre cei mai buni din fosta Uniune Sovietică, cu o voce excepțională. Vreau să spun și cu asta închei, vreau să vă spun că atunci când se toarnă filme de anvergură, eroul principal, dacă nu are dicție, este dublat de cineva. La noi, dubluri a făcut Emanuel Petruț, care avea o dicție formidabilă, îl dublează pe Amza Pelea în Daci și în alte filme. Amza Pelea nu avea o dicție prea bună. Am avut Calbureanu pe Cozoriș. În momentul în care rostea o poezie, Ion Ungureanu rămâne tablou. Nimeni nu recită poezii mai frumos decât actorii. Noi am avut Caramitru, de pildă, nu? Dar care suntem mai în vârstă așa, l-am avut pe Calbureanu. Asta când vorbea, în apus de soare, despre Ștefan cel Mare, că Moldova a fost al noastră. E, asemenea oameni a reușit să-i atragă domnul, a fost în viață Ion Ungureanu, este în viață Nicolae Mărcaș, în continuare colaborator al revistei Bogdania. Domnul Marin, aș putea să citesc și mai mult, să mă refer și la mai multe poezii, dar trebuie să mai vorbească și altcineva. Vreau să vă spun că citiți poeziile despre Curtea Părintească de la Surarea și vă veți aduce aminte de copilăria dumneavoastră. Casa părintească nu se uită și nu se vinde niciodată. Vă mulțumesc! Da. M-a lăsat fără cuvinte, domnul Radu. Vocea ca de fiecare dată cu cuvinte și cu apreciere religioase. Ce să vă spun, vă mulțumesc. Dânsul este un om cu un suflet mare, care promovează întotdeauna cultura și normalitatea. Este de apreciat lucrul ăsta, mai ales că în Franța sunt foarte multe personalități care sunt cunoscute bine în alte țări sau în țară și sunt mai puțin promovate în județ. De aceea trebuie să ne amintim cu mare plăcere de academicianul Valeriu Decotea și de mulți alții care au făcut atâta cinste și onoare întregului nostru județ. Domnul Doru, mi-am amintit că prea multe așa, acum e ceva în mintea mea și să vedem foarte multe lucruri. Hai dați un semnal, cred că nu vă spărați, da? Nu, nu vedem, muzica cu poezia. Eu mă uitam la ceas că eu trebuie să intru la ora 11 la lansarea de lângă. Muzica cu poezia, fiindcă... Câte cum se numește? Muzica este tot o poezie. Așa este. Elena scris Ionel Marin din Constelația Ființei. Thank you.
De fiecare dată, de indiferent de vârstă. Cei mai frumos decât un copil, o floare, tinerii când se căsătoresc, cei mai frumos decât înțelegerea, echilibru, armonia, dragostea dintre oameni. Cred că nimic nu e mai frumos în lumea asta decât sentimentele astea adevărat umane. Nu cele care dezbină, care ne împart în tot felul de buni, răi, vaccinați-vă! N-ar trebui cei drept, dar poporul român are multă energie și forță, vitalitate. Eu sunt convins că vom găsi calea cea bună și că vom ieși din foarte multe lucruri care acum ne tulbură și ne face uneori să fim mai puțin umani, mai puțin buni. Văd aici în sală că nu v-am prezentat pe toți, că sunt mulți membri de Asociația Bogdanea și scriitori și văd că sunteți foarte atenți și că simțiți și vă bucurați de liniște, de liniște sfetească, fiindcă de fapt asta și dorim. Lansarea să fie o oază de liniște și de mulțumire și să reamintim că de fapt poeții, scriitorii, ceilalți care lucrează cu cartea, profesorii, bibliotecarii care au un rol foarte mare, datoria este ca să răspândim cuvântul scris de calitate și cel care citește oameni, care gândește, care formează caractere și ne face să fim cu adevărat demn de darurile dumnezești. În stânga mea am o persoană, un om minunat, un om deosebit, pe care de când l-am cunoscut a rămas permanent în sufletul meu și va rămâne mereu. Este un om deosebit, îl cunoaște deja în câțiva ani, a reușit să devină, a fi cunoscut în țară și în întreaga lume. Este poetul, prozatorul, criticul, exegetul literar, istoric, veditul, editor, publicist, promotor cultural, ce vreți dumneavoastră, pe toate le-a făcut și le face cu mare calitate. Astăzi avem bucuria avem bucuria împreună alături de dânsul să lanseze câteva cărți la ora 14. M-ar bucura că o parte din dumneavoastră puteți să reveniți după masa de prânz, fiindcă a realizat ceea ce alții din Vrancea n-a reușit până acum. Foarte multe antologii, dar un dicționar, Milenarium, volumul 1 și 2, care o să vă impresioneze nu numai prin aspect, ci mai ales prin valoarea literară și culturală deosebită a lor. Împreună am fondat Asociația Culturală Umanitară Bogdanea în 2011. Și revista Armonii Culturale. Și revista Armonii Culturale împreună și am spus, George, nu, tu să fii șef acolo, fiindcă așa este corect, la ajut și mă bucur că am făcut lucrul ăsta împreună, iar doi frați, fiindcă eu am o mână foarte bună și eu, Dumnezeu, de fapt, probabil, cei care i-am ajutat au devenit toți scriitori sau au realizat lucruri deosebite. Și
dânsul, prin talentul deosebit, prin munca deosebit, harul său, deci primit de la Dumnezeu, a realizat nenumărate, cum mă spun acum, câte cărți și toate astea, dar de foarte, foarte multe cărți de tot felul, care va face cinste Vrancei, nu numai acum, și peste veacuri. George, dragă, te rog, cât vrei să vorbești, ce vrei să vorbești, fiindcă tu îmi cunoști de-a da, ai scris câteva cronici despre cărțile mele, am și prefață făcută la o carte, picături de timp, și de fapt viața asta, până la urmă, este o picături de timp date de Dumnezeu. Dar Dumnezeu în alt timpuri care te face să deveni. Poftiți, doamna Janina, poftiți. Întrezi, doamna prozatoare Janina Vadizac. În sărântul veșniciei, păduri de gânduri cuprinse de lumină, cheamă din zori adevărul, omenia. Mulțumește pentru sărutul zilei de ieri, de azi, de mâine, și nu uita că noi suntem doar beneficiarii anilor și darurilor primite. Nu ne socoti căile nedrepte ale vieții, adună rouă din ciocuri de lacrimi, spală rănile din ființă și cuvânt. Lasă aripile să crească pe umeri, să încolțească pe tărâmul zilei lumina din izvorul cel sfânt. Ecouri diafane de vlăstar divin luminează speranța nesfârșirea vieții, poteca ce duce către porțile cerești. Ionel Marie. Dați-mi voie să vă salut și eu pe toți cei care sunteți aici aproape de noi, să vă îmbrățișez, așa cum spun eu, cu grație de lumină, pentru că vremurile ne obligă să stăm la distanță, dar asta nu înseamnă că sufletele ne sunt mai îndepărtate decât erau. Trebuie să fim aproape, trebuie să fim împreună, pentru că trebuie să fim alături de oameni din viața noastră care, într-adevăr, merită și care ne-au sprijinit tot timpul. Eu, în Ionel Marin, am văzut dintotdeauna și văd și în momentul de față un frate mai mare, cu o dragoste sinceră, curată. M-am simțit dintotdeauna bine în compania dânsului. Primele mele versuri au văzut efectiv lumina unui cenaclu, da? La cenaclul pe care domnul Ionel Marin îl conducea la Casa Armatei, cenaclu Vasile Cârlova, da? Unul dintre foarte frumoși și valoroși poeți ai noștri militari. Din acel moment, împreună cu mai mulți oameni care suntem deja aici, din acel moment am simțit că, iată, prind aripile acestea, îmi prind aripile și vreau și eu să zbor. Ionel Marin m-a încurajat tot timpul să zbor. Și nu știu dacă am zburat foarte departe. Ideea este că am încercat să nu fac precum Ghicar aripi de ceară. Nu m-am înălțat prea sus către soare, tocmai pentru ca să nu pic de acolo. Am încercat să fiu tot timpul cu picioarele pe pământ, să fiu ancorat în ceea ce trebuie făcut în zilele noastre, să fim aproape de oameni prin tot ceea ce facem și, așa cum spunea și poetul Ionel Marin, prin tot ceea ce întreprindem în fiecare zi, nu vrem să facem altceva decât să aducem un serviciu pozitiv de imagine românului și României în general. Românul s-a născut poet, așa după cum prea bine se spune, e adevărat, curge multă poezie pe fluviile literaturii române contemporane, nu foarte multă, de foarte bună calitate, dar despre acea poezie nu se merită nici măcar să vorbim. Asta e povestea mai de multă prietenului și fratelui meu Ionel Marin. Avem un prieten comun la Madrid, în Spania, care deține o foarte frumoasă revistă literară, revista Criton, în care pe prima pagină s-a găsit Corneliu Drinovan, redactorul șef, s-o critice pe laureata premiului internațional Mihai Eminescu din 2020, o poetă care nu are în vocabular decât cuvinte extrem de triviale. N-au nicio legătură cu limba română, n-au nicio legătură cu Mihai Eminescu, nici nu văd de ce trebuia neapărat acea domnișoară, în îndrăzneala și obrăznicia ei, să câștige acel premiu Mihai Eminescu. M-am supărat foarte tare pe Corneliu Drinovan pentru că i-am spus așa, era normal ca persoanele care, într-adevăr, nu aduc un serviciu pozitiv de imagine, poezie și literaturii, nu
trebuie să le legitimăm noi. Da? N-ar fi trebuit nici măcar să vorbim despre ele, pentru că în felul ăsta le dăm nas să continue. De ce nu ai ales un poet pozitiv, o poezie pozitivă? Iată, de exemplu, pe domnul doctor Pompiliu Crețu, care merită promovat într-o revistă, gen revista Pită. Eu i-am trimis lui Cornelius Vinovan câteva poezii ale dumneavoastră și o să apară în următorul număr al revistă. Vorbeam despre Ionel Marin, exact așa cum spunea și domnul Dăborcea. E greu să vorbești despre Ionel Marin, dar în același timp este și ușor. Poate că mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți deja mai de aproape. Ionel Marin este un poet astral. Este un poet în care lumina, adevărul, omenia, dreptatea și cinstea sunt litere de lege. În viață avem și bucurii, avem și necazuri. Dânsul are și foarte multe dureri, care, iată, prin poezie se sting. În momentul în care poezia curge, deja curge precum mierea, alinând toate suferințele noastre. Zâmbetul veșniciei este o carte obișnuită de poezie în stil Ionel Marin, pentru că toate cărțile lui Ionel Marin vorbesc despre această veșnicie. Nu neapărat pentru că poetul dorește la un moment dat să rămână veșnic. Știe că nu va fi veșnic. Nimeni nu este veșnic decât numai Dumnezeu. Dar poezia lui Ionel Marin cu siguranță va fi veșnică. Pentru că este o poezie a luminii. Este o poezie a dragostei. E o poezie a împăcării. Așa cum spunea și domnul Borcea, poeziile lui Ionel Marin care vorbesc despre vatra părintească, despre părinți, despre frați, despre copii, sunt cutremurătoare. Sunt genial de blânde. Simți că versul acela te îmbrățișează așa cu o căldură imensă din toate părțile. Pentru că ăsta este Ionel Marin. Un poet al căldurii, al dragostei, al iubirii. Doamna Lena Marin aici de față este de foarte multă vreme muza poetului, de ce să nu le cunoaștem? Doamnei îi dedică foarte multe poezii. Să știți că există foarte multe cupluri frumoase în literatura română. Dar unul dintre ele este cuplul Ionel Marin și Lena Marin. Eu vă iubesc cu sufletul și știți foarte bine lucrurile astea. M-am bucurat întotdeauna de prietenia sinceră a poetului Ionel Marin. I-am citit cu foarte mare plăcere cărțile. Am considerat că fiecare vers de acolo strălucește, fiecare vers de acolo te înfierbântă. Pentru că, așa cum spuneam și mai de mult, nu poți citi poezie decât cu porțile sufletului larg deschise. Dacă nu ai sufletul larg deschis, nu ai capacitatea de a recepta mesajul liric. Mesajul lui Ionel Marin din toate poeziile lui este lumina, este veșnicia, este frumusețea interioară. De foarte multe ori, Ionel Marin nu neapărat vrând să se situeze deasupra cuiva, dar dă sfaturi. O face într-un mod colovial. Frățește, prietenește, părintește. Da? Ne scutură câteodată, tocmai pentru ca să cadă tot ceea ce este rău din noi, dar ne și aline, ne și mângâie. Eu, Gheorghe Astroia, îi mulțumesc poetului Ionel Marin pentru că există, în primul rând pentru că existați, pentru că existați pentru Vrancea și pentru cultura și literatura română în genere, și mai mulțumesc pentru un lucru. Ionel Marin a trecut peste multe lucruri grele, pe care le-a depășit, a reușit să le învingă și din cenușa propriei încarnări, exact ca o pasăre Phoenix, naște minuni. Dar una dintre ele este Bogdania. O revistă, așa cum spunea și domnul Borcea, unică în peisajul vrâncean. Să știți că, și-o spun cu mâna pe suflet, nu am nimic cu nimeni, eu admir și îmi iubesc vrâncenii pentru că sunt născut, crescut în Vrancea, dar nu foarte mulți din Vrancea reușesc să promoveze cu atât de multă forță și cu atât de multă dragoste precum Ionel Marin, cultura, literatura, tinerii, poeții și așa mai departe. Îi strânge așa niște, în aripile acelea despre care vorbeam eu mai devreme. Domnul Ionel Marin ne cuprinde cu aripile lui. Și să știți că în brațele dânsului încape foarte multă lume. Încape practic toată România, de la cap la pat. Și nu numai. Ne-am adunat astăzi aici să-l elogiem pe Ionel Marin, să-i spunem mulțumesc pentru faptul că există,
să spunem că poezia sa este o poezie a veșniciei. Și să nu uităm un lucru, Ionel Marin este, în primul rând, om. Dar omul acela a scris cu O mare, da? Din păcate, oamenii din ziua de astăzi, foarte mulți dintre noi suntem nici măcar demni de a fi scris cu literă mică. El este un om, îl scris cu literă mare. Venind înspre Focșani, am schițat și eu o poezie pentru domnul Ionel Marin, pe care, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să o citesc. Poezia se numește chiar De-o veșnicie. Este sinteza mesajelor din poezia lui Ionel Marin. De-o veșnicie aștept să-mi primesc lumina, să calc în șir de stele ca pe un nou dărâm, să merg în fir de vânt, să zbor lin peste mări, să spar tristețea, boala și moartea să dărâm. De-o veșnicie aștept să-mi primesc lumina, să stau pe o galaxie, departe dus de rău, să alerg pe albinori și să plătesc pe cețuri, să pot uita de jalea ce zvârle lumea în hău. De-o veșnicie aștept să-mi primesc lumina, să-mi fac o casă în soare, să vin în chip de zori, pe razele senine să strălucesc aievea, dispară întunecimea mea, răsară numai flori. De-o veșnicie aștept să-mi primesc lumina, cu tine, dragă frate, să o împărțim la masă, să vii de unde ai fost, să te întorci din lume, să ne întâlnim cu visul în veșnicul acasă.